Așa, cu cine rezonează? Look at me. Da. E foarte interesant. Restul acum. Mama! Dai ca în hoții de cai. Dai în toți. Da, stânga-ndreaptă, ia să vedem. Da? Te gândești la iubirea vieții tale, te gândești la tine. Da? Divine masculin, divine feminin. Ce se întâmplă? Bun. Da? Asculți, numai ochi și urechi. Bun. Așa. Corect. Un nou început. Fii atent, fii atentă. Eu zic la, deci, divine feminin despre divine masculin, zic, da? Pentru cine e interesat. Dar e posibilă și invers varianta, divine masculin despre divine feminin, amândoi, da? Cuplu, el și ea, întâlniți. Și ce se întâmplă? Te-ai reîncarnat, da? Ai avut un copil în altă viață, da? Și el și ea a avut un copil. Ok. Copilul ăla al tău, tu, divine masculin, tu ai un băiat, să zicem, da? În viața asta unde ai sărit, e iubita ta, pe care ai întâlnit-o și ești nebunit după ea. Înțelegi? Și copilul ei, e fiica ei, să zicem, ești tu, iubirea vieții ei. Înțeles? Și tu încă mai ai amintirile, te iubesc, te nenorocesc și ții de mână, tu ții mână, de mână fata, mai vii în vizită și deranjezi sărirea ta pe alt plan. Ai înțeles? Și el la fel. Se ține de copilul lui și tu te ții de copilul tău. Ai înțeles? Divine feminin, divine masculin. Bun. Triunghiul. Ce înseamnă? În care intrați voi. Că gelozie, că nu știu cu cine ea, că nu știu cine el. Bun. Tu, divine feminină, cu cine rezonează? Pardon. Copilul tău e iubitul tău. Deci fiica ta, încă o mai vezi în ghost mod, dar ea deja e în forma iubitului tău. Și nici cum nu vă înțelegeți, pentru că tu mai ai amintirile care te iubesc, da? Ești cu ea încă și nu te înțelegi și aici ai întâlnit-o în forma bărbatului tău iubit. Știi cum era? Că ți-a fost soră, ți-a fost frate, ți-a fost mamă, nu știu ce, iubitul tău, știi? Reîncarnările. Că nu cred în reîncarnări. Ei, uite, eu nu credeam nici eu, dar uite cum se întâmplă. Și așa e. Și ăsta devine triunghi. Deci, fiica ta e cu cineva în relație, da? Amintirile te iubesc și îi vezi. Stai și într-o casă. Ei sunt în ghost mode sau tu ești în ghost mode, da? Tu ai sărit în altă lume unde e, să zicem, vecinul e... În vecinul tău sunt energiile fiicei tale, adică iubirea vieții tale ai întâlnit. Înțelegi? Și uite că e triunghiul. Și ăsta nebunește, nu înțelege și... Ceva se întâmplă cu, da? El transformat, netransformat, neterminat până la urmă, ea nu se lasă transformată, sărită din morți în vii, înțelegi? Și la el la fel, cu fiul, să zicem. Tu înțelegi nebunia. Asta e în triunghi, nu e ce credeai tu că triunghi nu știu pe cine are, nu știu pe cine. La nivel de transformare, triunghiul e ăsta. Cine rezonează, cine înțelege despre ce povestesc, acolo sunteți. Acolo ești. Fai de mine, dar ce tare, nu? Super tare. Și când înțelege asta, da, de aia lucrezi cu energiile, nu a proastă. Ca să înțelegi despre ce e vorba, să nu te mai chinui. Dom'le, n-am ales între... Mă iubesc două. Cine două? Între unghi am intrat. Ce între unghi? Aia nu moare nici cum ca să vii tu. Înțelegi? Și invers. Ăla nu moare nici cum. Copilul tău din altă viață, ca să învii eu să te înțelegi cu mine. Și tot universul îți dă la tot pasul, îți dă de înțeles, da?
să zicem, tu porți așa părul și fiul lui din altă viață poartă așa părul, da? Tu înțelegi unde ești, e fai de mine. Asta tarotez azi, cine rezonează, nu mai ghes. Acolo ești! Mi se pare fantastic de frumos. Nimic nu este văzut în piatră și începutul cum a fost? Urmează un nou început, da? Okay.